Primăriile pot intra cu forța pe terenuri și în curțile în care se adună mormane de gunoaie. După ce fac curățenie, vor trimite facturile proprietarilor, conform unei legi intrate în vigoare de curând. Până acum, autoritățile locale nu puteau face mare lucru, chiar dacă primeau sesizări de la oameni cu privire la depozitarea de deșeuri pe o proprietate privată. Acum, după ce legea 273 a intrat în vigoare, atât persoanele fizice cât și persoanele juridice sunt obligate să mențină curățenia în curte. În caz contrar, autoritățile locale trebuie să intervină și să curețe proprietățile. Și mehedințenii sunt de acord cu această lege. Foarte bine, au dreptul să intre. Și acolo trebuie să scoți gunoiul, să-l duci cine trebuie, nu? Da. Nu să-l lași în curte. E adevărat că fiecare face ce vrea, dar nu cu gunoaie, cu mormane. Ați văzut că au fost depistați oameni care țineau pisici, mizerii în casă și a dus primăria, le-a spart, a intrat și le-a făcut curățenie. Ar fi un lucru bun treaba asta, că unde s-a strâns prea mult gunoi să se ia. Mulți nu văd însă cu ochi buni ideea intrării cu forța pe proprietatea lor. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. În curtea omului nu are voie să intre decât dacă are utilități. Adică are apometru, eu am apometru și primăria are societate care se ocupă cu apa și are voie să intre, dar nu ai însoțit de mine. Sau la curentul electric, la contoare. Ăla care citește, nu intră el că vrea așa. Cei care vor continua să lase gunoiul în voia sorții prin curți riscă, potrivit legii, amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. În cazul firmelor, sancțiunile pornesc de la 20.000 de lei și pot ajunge la 40.000 de lei.